dragilor, eu sunt Stella, bine ați venit pe canalul nostru. Bună dimineața! Și astăzi voi avea niște subiecte interesante pe care vreau să le discut cu dumneavoastră, adică să-mi expun părerea vis-a-vis de acest subiect, ca să fac eu pe canal, vă transmit experiența noastră și părerile noastre. Am să vă vorbesc despre bullying și despre bumerang. Deci două subiecte foarte actuale și zic eu importante să țineți cont de ele. Dar între timp vă zicem ce facem noi acum. Mergem să ne luăm un pachet care minunatul curier, cum se lucrează aici în Grecia, deci ieri l-a adus, era copilul acasă, era mare, noi eram pe drum, copilul dormea când a venit curierul. L-am sunat, l-am trezit pe Mario, până Mario a ieșit, deci a durat cam vreo 5-6 minute până a ieșit el. Nu l-a așteptat curierul, deși i-am spus la telefon că da, iese copilul că doarme și în 5 minute vine și el să ia pachetul, deci nu l-a așteptat. Acum mergem să mergem aici, dacă în caz că nu te găsești acasă, trebuie să te duci tu să-ți iei pachetul. Sau mai aștept câteva zile până se găsesc chestii să-și facă drum. Câteva zile, asta poate fi 10 zile, o săptămână, două săptămâni a fost. Când își fac ei drum iară. Da, exact. Deci mergem acum să ridicăm un pachet. Mi-am comandat niște produse naturiste. Și n-am vrut să mergem până în Atena. De obicei iau de la un... de acolo, de la un plafar din Atena și acum am zis că mai bine le comand să mi le aducă ca să nu pierdem timp să ne ducem în Atena și pierdem timp acum să ne ducem să ne le luăm de hătun 16 km unde au sediu ăștia cu curierul. Deci mai bine era să mergem în Atena să ne luăm noi direct de la magazin. Ei, data viitoare să țin cu... este încă o experiență. Acum să vă vorbesc un pic despre bullying. Ce înseamnă bullying? Cunoașteți toată lumea și el nu se manifestă doar la copii, dar este și la adulți. Și bullying-ul nu înseamnă doar atunci când cineva te bate, da? Dar mai există și bullying psihologic, care se face de multe ori la job-uri. Și vă spun, am să vă povestesc din experiența mea cu bullying-ul, de aia am vrut să aduc foarte multe lume mută, nu multă, dar sunt persoane care au avut grijă data trecută la vlogul, deci la vlogul care l-am postat despre educația financiară, da? A copiilor, s-a găsit o minunată doamnă care și-a expus părerea corect. Este dreptul dumneaei să-și expună părerea, dar în același timp m-a judecat foarte dur că sunt o întreținută și vai, Cătălin, ce bărbat chinuit este că e în căsnicie cu mine și îmi duc eu familia doar în jos și așa mai departe. Deci n-am să reproduc acum mesajul doamnei. Doamna nu știe că tu duci familia numai în sus, dar mă rog, se bagă și ele în seamă, că sunt nebăgate în seamă. Știu ele să dea cu părerea. Doamna nu cunoaște biografia mea, persoanele care mi-ați citit primul roman, Iubirea noastră, puterea noastră, sau care l-ați ascultat, este un roman autobiografic, este viața noastră expusă acolo și cei care ați avut curajul și ați ascultat acest roman, pentru că l-am pe canalul principal, eu l-am citit acolo, sau cei care mi-ați cumpărat cartea și ați citit-o, am primit multe mesaje de la dumneavoastră și vă mulțumesc pentru încrederea care ați avut-o și răbdarea. Știți foarte bine că nu sunt tocmai cea mai răsfățată femeie și nu sunt tocmai cel mai răsfățat copil. Dumnezeu cam a dat cu mine așa, pe toți pereții, ca să mă formeze, să mă trezească la realitate și să văd viața cu ochii care o văd acum și pot să vin în fața dumneavoastră să vă prezint anumite subiecte pentru că le-am trăit, le-am trăit pe pielea mea și le-am trăit așa, foarte tumultos. Și acum să vă vorbesc un pic despre bullying, bullying-ul care l-am primit începând din momentul când am intrat în România, pentru că în Moldova, haideți să vă zic, în școală am fost protejată și chiar n-am avut bullying în școală datorită fratelui meu mai mare. Fratele meu m-a protejat cât am fost eu în școală, Radu, că la fel așa îl cheamă și pe fratele meu. El a avut grijă ca absolut nimeni să nu zică nici dă-te mai încolo. Și chestia asta, cum să zic, știa toată lumea că am un frate mai mare și fratele meu nu era tocmai un copil din ăla care
că mai bine o lăsăm acolo, în voia ei, să facă ce vrea, că este frate-sul acolo care are grijă. Da, deci în școală n-am trecut prin experiența bullying-ului prin școală, nici în facultate, că la fel am fost protejată și acolo. Dar, în schimb, am simțit-o din momentul când am intrat în România, am simțit-o de la români, că eram moldoveancă și sunt moldoveancă. Și bucureștenii foarte greu m-au acceptat. Am întâlnit foarte mulți oameni minunați în București, mi-am făcut și prieteni, dar am avut și persoane care au avut grijă să mă calce în picioare și să dea cu mine de toți pereții, începând de la joburi pe unde am fost, pe la interviuri și altele, da? Apoi am venit în Grecia. În Grecia, aici pe la joburi pe unde am lucrat, pentru că am lucrat și eu, nu așa cum Ana respectivă mi-a zis că sunt o întreținută, vreau să vă aduc la cunoștință că întreținută n-am fost niciodată. Cătălin, da, are grijă să întrețină copiii, ceea ce eu consider este normal să facă un bărbat lucrul ăsta, că atunci n-ar trebui să fie bărbat, să existe, pentru că noi femeile și așa dăm naștere la copii, avem alte responsabilități care bărbații nu le au. Și niciodată nu am simțit chestia asta, că sunt întreținută, eu întotdeauna am contribuit la familie mai mult decât ar contribui alte femei. Nu sunt, dacă măcar jumătate din jertfa pe care am făcut-o și o fac pentru familia mea ar face-o toate femeile, lumea ar fi mai frumoasă, credeți-mă. Dar asta nu înseamnă dacă eu vin în fața dumneavoastră și nu mă plâng și mereu zâmbesc și mă strădui să transmit o energie pozitivă. Eu sunt cea care stau pe canapea toată ziua și îmi fac doar unghiile și mă uit la seriale. Este pe departe. Tu ai crescut singură 3 copii în timp ce eram la muncă plecat toată ziua, da? Pe mine nu m-a ajutat nimeni o noapte să-mi țină vreun copil. Ea n-a avut libere de genul, mă duc cu fetele sau mă duc la salon sau... Noi aici tragem la jug amândoi, nu-i că stă la stă sau așteaptă de la mine ceva. Ea de multe ori când vreau să-i fac un cadou câte ceva, zice, nu, las că e prea scump, haide, nu, se zgârcește și eu mă enervez pe ea. Așa că, ce să mai, e ușor să judeci că nu știu omul. Dar probabil sunt oameni frustrați care așa simt nevoia să-și verse supărarea pe cineva. Înainte de a judeca o persoană, e bine să răsfoiți un pic, să cunoașteți persoana respectivă, apoi să veniți cu comentarii dure, pentru că de multe ori o vorbă afectează persoana mai mult decât o palmă. De multe ori aș suporta durerea fizică decât cea psihologică. La joburile prin Grecia pe care le-am trecut, le-am lăsat din cauza bullying-ului. Eu sunt o persoană care suport până într-un punct. Dar sunt oameni care au satisfacție de a chinui pe cineva. Mulțumesc părinților pentru educația care mi-au dat-o și încrederea care mi-au dat-o în mine, pentru că asta am primit-o în familie. Eu am fost un copil rebel și încăpățânat de mic și întotdeauna, marea majoritate, am făcut lucrurile așa cum am considerat eu că sunt bine pentru mine în acel moment. Da? Și încrederea pe care mi-au dat-o părinții și profesorii din școală, pentru că și profesorii, la rândul lor, m-au crescut să fiu ceea ce sunt astăzi. Deci au contribuit și școala pe care m-am format și părinții, la fel. Când am venit aici, haideți să vă povestesc ultimul job, de ce am plecat eu de la ultimul job și de ce am trecut să mă ocup doar să fac lucruri de acasă. Și n-am mai intrat în sistemul... Nu, dar stai că am și eu ceva de zis. Deci, o femeie care spune despre altă femeie care a crescut 3 copii că este o întreținută, asta este o boală. Deci nu vă mai învățați fetele așa. Dacă ele trebuie să aibă și job, trebuie să ducă 8 ore, 10 ore de acasă, trebuie să vină să facă mâncare la soț și la copii, trebuie să calce, să spele, să gătească, după aia la culcare te trezești, iar pachete, iar asta. Băi, oameni buni, femeia muncește și așa foarte mult cu copiii. Calculați cât vă trebuie să plătiți o bonă la 3 copii, de exemplu, cum e cazul nostru, și a să vedeți ce înseamnă să muncească.
să-i crească singură, să pregătească tot pentru familie și pentru asta. Femeile și așa muncesc foarte mult. Asta este o boală psihică în România și peste tot în lume, cum s-a format că femeia trebuie să fie de carieră și să aibă și familie. Dar unde scrie lucrul ăsta? Păi atunci bărbatul la ce mai e bun? Eu niciodată n-am fost de părerea asta și eu mereu i-am zis că ea zice că vrea să ducă la muncă. Nu, stai acasă, te ocupi cu YouTube, te ocupi de copii, te muncești destul. Ajunge. Mă mai duc eu, iau două joburi. Eu, cel mai asta e datoria unui bărbat, nu? Acum, în zile de astăzi, s-au întors rolurile, frate. Femeia trebuie să aibă și două joburi, dacă se poate, să țină și bărbatul, că ăla, știu eu, un caz mai vechi, care se duce la, m-a fi la un degețel, a, suflă, și sufla da, suflă, ăla, nu mai pot mor. E, bă, ce bărbat mai ești, mă? Băi, nu se face așa, nu se face așa, o femeie muncește și așa mult. Un copil, multe se chinuie cu un copil și de-abia rezistă, da, cu trei. Și în același timp trebuie să-i ții pe unul, ții în brațe, cum în cazul nostru, da? Era Mario curatul mici, Mario era mic și ăla, vrea în brațe, vrea atenție, din coace Radu era de țâță, cum se zice, da, era sugar. Nici nu vă închipuiți ce chin avea toată ziua, ea nu dormea nopțile, acum când au crescut copiii, a început să doarmă și ea nopțile, o noapte întreagă, sau să uite la un film. Sau asta nu este, nu poți să spui despre o femeie că e întreținută, că stă acasă și crește copiii. Nu există asta. Asta e cea mai mare muncă și cea mai grea. Asta este o muncă 24 din 24, care de multe ori ține pe viață, da? Sunt copii la 40 de ani care se duc la masă să facă mâncare, să calce hainele și să le îngrijească. Despre ce vorbim? Am uitat valorile. Ce înseamnă valorile unei familii? Eu, de exemplu, pe nevastă mea niciodată n-am s-o trimit, are grijă de copii și de astea și de mine încă, da? Că are foarte mare grijă, s-o mai trimit eu și la un job, du-te și adu un job că ești întreținut. Asta e cea mai mare imbecilitate. Deci numai un om frustrat poate să-ți spun așa ceva. Și asta ar trebui să înceteze, ar trebui să vedem exact familia să nu fie așa, să învățăm măcar copiii noștri să nu fie așa. Nu vă învățați băieții când vă și-o lua femeie să folosească femeia ca un, cum să-i spun, ca un, ca pe un rob. Ca pe un rob. Că femeia nu-i rob la casă. De-aia și multe culturi se despar. Că fac un copil doi și ea deja este încărcată foarte tare, pe el nu prea îl interesează că trebuie să iasă cu băieții. Și uite așa să merge praful. Asta e doar un exemplu. Mă rog, asta e părerea mea. Deci oricum, eu am insistat să ies la muncă aici, că la fel simțeam... Păi da, că vrea să iasă, că ea tot are obsesia asta în cap și de multe ori mă cer cu ea, că tot timpul îi scot din cap, măi omule, și îi pun pe listă, uite ce faci tu pentru familie, cum dracu să fii întreținută, că mă enervezi. Și tot timpul mă cer cu ea. Cu toate certurile și cu toate astea... Dar asta astea, este o chestie, o doctrină... Doamne, să ies la muncă. Este o doctrină foarte nasoală asta ce se întâmplă. De asta, din cauza asta, din ziua de azi, sunt copii crescuți de YouTube și de toate astea. Că îi dă tableta în brațe și eu mă duc la muncă sau îi pune bonă. Da? Bonă e iarăși, să trăiești cu bona. E cineva străin care are grijă de tine. Și stă la știe că a trăit și ea cu bonă, a crescut. Păi tocmai de-aia și-am ales să-mi cresc copiii. Nu asta singura. Este familia tradițională. Și nu cu bunici, și nu cu nu știu cine. Eu am ales să fiu acolo zi de zi, noapte de noapte lângă ei, ca să-mi cunosc copiii, ca copiii să mă cunoască și să-i educ exact așa cum trebuie să-i educe o mamă cu adevărat, cu dedicație, cu dragoste. Mama la mine a fost și este o femeie care la fel, ea a tras pe ea tot. Și m-a dat în brațele bonii la vârsta de 6 luni. Așa era atunci sistemul comunist și să nu-și piardă locul de muncă și mama era pe un post înalt și n-a vrut să-l piardă. Și m-a dat în brațele unei femei. Mulțumesc lui Dumnezeu că acea femeie s-a nemerit spre pasta mea, da? O femeie foarte bună, o femeie care m-a iubit, m-a avut ca de nepoată și am avut-o ca de bunică. M-a crescut foarte frumos. Doar că nu era mama. Nu era vocea mamei, nu era brațele mamei, nu erau brațele mamei, da? Și eu mi-am dorit întotdeauna copiii să mă simtă pe mine și nu pe cineva străin. Dar nu despre asta eu am vrut. Cătălin a adus discuția în că nu, că trebuie să explicăm asta.
doamnelor care se cred așa deștepte ele și dau sfatul când astea vin ele cu... Ce să mai... Pe mine mă enervează foarte tare fazile astea. Eu am vrut să vă zic despre bullying, poate să primească și o femeie, bullying poate să primească și un bărbat, nu mai zic de copii, nu mai zic de copii. Copiii mei au avut bullying în școală, mai ales Mario, deși vă uitați că el e foarte masiv, anume din cauza asta a primit foarte mult bullying de la copii văzându-l el mare, de fapt ei se speriau de el. Cătălin întotdeauna zice, Mario, te rog frumos, nu lovești pe nimeni, că tu ești puternic și nu știi cum odată l-ai împins mai tare pe alt copil și se întâmplă nenorocire. Deci băieții noștri întotdeauna sunt educați în spiritul ăsta. Nu lovești, nu împingi, te duci și vorbești cu profesorul, mergi la director, mergi, spui lucrul ăsta, ne spui nouă, noi rezolvăm problemele astea la școală. Deci vă rog frumos, nu înseamnă că dacă e masiv, trebuie să te duci tu și să dai el că ăla poate să o ducă. Noi altfel ne educăm copiii și am avut probleme mari în școală cu ei aici, am fost pe la director, pe la asta, Mario venea acasă și spunea, tati, eu nu stau cu tine, tu mereu îmi spui să nu lovesc, dar uite, dau alții mine și eu trebuie să stau să mă abțin, să încasez eu de la alții, pentru că eu sunt mare și eu n-am voie să lovesc. Da? Dar, mă rog, am găsit noi pace și cu copiii, respectiv și cu părinții și cu directorul, vorba dulce, mult aduce. Ce se întâmplă și în România, cum sunt. Da, am văzut zilele trecute, am văzut o filmare, probabil cu toți știți, despre fetițele alea de 14-13 ani, da, cum au umilit fetița aia. Deci lucrul ăsta vreau să spun că se începe din casă, de la părinți, pentru că copiii văd lucrul ăsta la părinți. În primul rând, copiii sunt oglinda noastră și întotdeauna lucrurile astea încep din familie și după aia se manifestă în societate. Cum am primit eu bullying la ultimul loc de muncă, păi acum 2 ani de zile. Mama m-a luat să lucrez cu ea, tot la insistențele mele, că am zis că la fel eu simțeam presiunea asta financiară, că am zis că trebuie să fac și eu ceva bani, că nu pot să stau mereu să aștept să doar Cătălin să contribui la familie financiară. După certuri multe și explicații și așa, m-am dus eu la o firmă de catering la aeroport, unde lucrează și mama, și pe mine m-au pus la departamentul de brânzeturi. Deci eu trebuia să toc tot felul de forme și dimensiuni și gramaje și așa mai departe. Aveam un meniu pe care lucram cu diferite companii, da, unde eu trebuia să toc manual brânza, diferite sortimente de brânze. Acolo am și învățat toată gama de brânzeturi. Și aveam, deci eu făceam, cum să zic, eram toată ziua, făceam una și aceea, să nu credeți asta, de asta mie nu mi-a plăcut la catering, acolo ești roboțel, faci una și aceea și toată ziua, nu aia, ce să faci, te pune pe un post de muncă, acolo doar aia faci. Se făcea totul manual. Când am primit postul primire, a venit șeful bucătar din compania respectivă, mi-a dat postul, mi-a explicat meniul, mi-a zis exact ce dimensiuni trebuie să tacă, să toc aia lată, mi-a zis că deci trebuie să te încadrezi în 25 de grame, 30 de grame, pentru că tai manual și nu ai cum brânza aia, de exemplu, dacă tăiam brânza aia tare, că te-am parmezan. Erau și alte sorturi. Raviera, cașcavalul, dar aici cașcavalul sunt mai tari. Da, de exemplu, raviera, dacă este un cașcaval foarte tare, n-ai cum să uneori, da, se mai duce cuțit un pic așa sau așa. Deci, în principiu, trebuie să te încadrezi între 25-30 de grame, să zicem, da. Ei, și aveam eu, că eu tocam toată gama de brânzeturi pentru diverse meniuri, după aia brânzeturile astea, alte persoane le serveau la alte meniuri. Deci se mergea, cineva face un produs, altcineva face alt produs, cineva doar le aranjează pe farfurii, mergeau pentru avioane, da? Bun. Și doamnele, la o anumită, cum și mai era un părțit personal, pe eteri, pe firme, da? Pentru compania respectivă lucrează niște persoane, pentru compania respectivă alte persoane și așa mai departe. La o anumită companie, cu restul n-am avut nicio problemă, eram
foarte, să spun, chiar îngrăjită de colectiv, dar era o fucoană, pentru că ea a avut conflicte cu mama în, acolo în, în catering-ul ăla, așa, și ea s-a gândit să se răspune pe mine, pentru că mami n-avea ce să-i facă, deși mama tot este o persoană care nu prea o dai la o parte. Probabil de la ea am și moștenit așa sângele ăsta iute și tare, da? Și ne-a pus la, aici la servici, ne-au pus în ture diferite ca să nu fiu cu mama în aceeași tură, că a știut că dacă se iau alea de mine, mama o să fie alea care o să se ia de capul lor. Și ca să amplifice conflictul ăsta, adică să nu existe un conflict la locurile de muncă, ne-au pus în ture inverse. Mama lucra dimineața, eu lucram seara. Așa. Și doamne, azi ne răzbunăm pe fisa, că mami n-avea ce să-i facă, că era de ani de zile are acolo de când lucrează și, mă rog, nu poate să o dea la o parte. Și au început să mă chinui zilnic, deci se lau. Îmi cântăreau, dacă erau 500 de bucăți de cașcaval, deci ele nu se oboseau să cântărească fiecare felie și dacă era diferența, să zicem, 20 de grame una și 21 de grame alta, scandal! Dar n-a așa! Vai! Că, cum așa? Noi nu putem să servim brânza asta care are 21 de grame. Măi, omule, dacă șeful bucătar a spus plus 5-6 grame diferență, este un gram diferență, care client în avionul ăla care mănâncă brânza aia, se aduce platoul ăla, stă ăla cu cântarul în brațe și ia felia aia de cașcaval și o cântărește, vai, are 21 de grame în locul de 20 de grame. Despre ce vorbim mai? Și zile, deci nu contează. Vinea șeful bucătar și spunea, măi, femeie, liniștește că e ok, că a tăiat bine așa. Vinea șefa de tură la fel. Nu, de zile, zi de zi, zi de zi, era spune. Până la un moment dat, gata, eu în, aici eu nu pot lucra, m-am dus și le-am spus la șef, am zis, bă, aici nu este bucătărie, aici este spital de nebuni. Pentru că niște oameni sănătoși la cap nu lucrează așa. Să te iei de la fiecare și nu m-a obosit doar chestia asta pe mine, că m-a stresat. Deci eu deja, că veneam, când vedeam că trebuie să servesc ieteria respectivă, începea să-mi crească pulsul. Simțeam cum la mine pulsul se face 140, că aveam ceasul pe mână și mi-a arătat pulsul 140. Eu intram deja în stresul ăsta că, aoleu, iară, alea o să ia, poate o să găsească o felie. Și la ele mă străduiam să... tot perfect, dar poate să numerea una, să greșesc un gram sau două grame. Vai, gata, deci începea stresul ăla nebun. Și m-am lăsat de locul ăla de muncă, mâinile nu mai zic, că veneam seara acasă ca de pe șantier, aveam, nu mai zic ce erau cu mâinile mele, Cătălin poate să zic exact cum arătam eu când veneam de la locul ăla de muncă și nici nu eram plătită extraordinar de mult ca să merg pe efortul care... Nu m-ai ascultat nici atunci. Da, pentru că mai scădem... Eu ți-am zis din prima, eu știu cum stă treaba în bucătării pe aici, este un șantier. Numai că un șantier, singura diferență că lucrezi în loc de betoane, lucrezi cu mâncare. Dar e un șantier, lumea nu este o lume foarte civilizată și foarte educată. Sunt foarte mulți care nu au nici măcar liceu. Și n-ai ce să aștept de la ei. În primul rând este... eu nu vorbesc de toți albanezii, că sunt oameni și foarte buni, am cunoscut și oameni foarte buni. Dar sunt mulți albanezi care ei sunt speriați de foame, cred că, altfel nu explic. Deci când te vede că te duci nou și vrei să-i muncești și tu, nu vrei să iei bucata lui, că nimeni nu se duce să-l dea pe cineva afară. Eu îl așeze din minți, gata. El dacă te-a văzut că ești nou, el trebuie să te pună sub el, să fie sigur și să arate la patron că tu nu ești bun de nimic, el este miezul. Deși poate nu știe așa de multe cum știi tu. Și de aici vă dați seama ce iese după aia, cam ce stresul. De asta i-am zis mereu, stai cu minte, nu te baga în așa ceva. Dar nu mă prea ascultă. Și alt lucru, de ce nu lucrezi în restaurant aici, că se lucrează noaptea. Adică ca să faci un salariu să merită să mergi la jobul ăla, se lucrează noaptea. Și asta ar însemna ambii părinți noaptea să fie plecați de acasă. Asta ar însemna copiii noștri de la ora 5 până la 4 dimineața să fie singuri în casă. Ceea ce lucrul ăsta, noi nu suntem de acord cu așa ceva. Deci au fost mai mulți factori care a dus să stau eu acasă. Dar lumea e cum e lumea și niciodată nu poți să asupi gura lumii și te judecă fără să cunoască de desubturile
acelei familii și vin cu sfaturi neîntrebați. Asta ce ține de bullying. Deci da, eu bullying am primit în viață, am primit aici în Grecia foarte mult bullying și în România. Da? Și știu ce înseamnă să fii stresat, știu ce înseamnă. Mie mi-a luat ca să revin din stres preco jumate, am făcut mai bine, făceam atacuri de panică și efectiv nu reveneam, eram foarte stresată, nu puteam să lucrez acasă nici cu copiii, nu mai zic de relația de cuplu, că la fel aveam mult de suferit. Deci, oameni buni, vă rog frumos să vă educați copiii să nu fie niște bully, cum spun aici în Grecia, că ești bully, adică ești la bătăiușul care mereu... De fapt, frustrarea, de unde vine frustrarea? Frustrarea vine de acasă, vine de la neiubire, oameni buni, înțelegeți? Omul când nu este iubit, el devine un om rău. Omul rău este... Noi nu ne naștem să fim oameni răi. Da, noi suntem toți buni, deci nu există un om rău, nu există, este un om neiubit, este un om care ceva îi lipsește, ori este flămând, ori nu are ceva, îl doare ceva, deci exact ca un cățel, câinele ăla mușcă atunci când îl doare, când este speriat, da, când este speriat. Exact așa oamenii devin răi în momentul când omul ăla este speriat, când ceva lui nu-i ajunge. Iubiți-vă copiii, iubiți-vă soții, părinții. Și atunci lumea o să fie mai bună. Și v-am zis că o să vorbesc și despre bumerang. Deci, ce este bumerangul? Cu toții probabil știți, da? Bumerangul este acel ceva care tu îl arunci și îl se întoarce înapoi cu viteză mai mare. Deci, același lucru, viața noastră este un bumerang. Ceea ce noi zilnic transmitem către lume, se întoarce către noi. Probabil am primit și eu bullying-ul ăsta, poate și eu la rândul meu. Da, și recunosc că eu în școală, haideți să vă zic. Și de aia am primit în partea asta, agresivitatea am primit-o în Grecia, am primit-o în România. Întotdeauna mi-a plăcut să studiez. De mic copil, eu am studiat. Am fost un copil curios, da? Mama întotdeauna ne cumpăra foarte multe cărți în casă, am avut biblioteca mare în casă. Și am fost un copil curios, care mereu studia. Bun, și când ajungeam la școală, eu mă plictiseam la ore, adică profesorul începea să predea tema, eu deja subiectul îl cunoșteam și începeam de profesor, adică haideți mai repede că mă plictisesc, adică. Și nu suportam pe copiii care nu știau deja informația care eu o cunoșteam. Și într-un fel îi agresam psihologic prin faptul că nu le dădeam voie să se manifeste în ritmul lor. Aveam întotdeauna așteptări și ceilalți de lângă mine, colegi, să cunoască la nivelul meu și nu aveam răbdare cu ei. Și probabil din cauza asta am primit, când am crescut, da, mi s-a întors acea agresivitate pe care eu am aruncat-o în lume, da, am primit-o înapoi. Deci să știți că întotdeauna ceea ce aruncați, fie prin comentarii dure, fie prin certuri și multe altele, prin mizeria care o aruncați pe stradă, tot vi se întoarce înapoi. Deci nimic, oameni buni, nu rămâne așa. Gândiți-vă la dumneavoastră că în lume tot ceea ce vedem noi este creația noastră. Deci noi transmitem. Noi acum suntem într-un an când omenirea primește ceea ce a transmis. Deci că vreți voi să acceptați ideea asta, că nu vreți să acceptați, că vă place, că nu vă place. Dar asta e. Noi am creat. Deci da, noi cu gândurile, faptele, vorbele noastre am creat haosul de lume. Este timpul să ne așezăm fiecare dintre noi, să ne analizăm fără să-l judecăm pe vecinul, fără să judecăm politicienii, fără să judecăm pe nimeni, dar să ne judecăm pe noi, să ne gândim, bun, ce am făcut eu pentru mine, ce am făcut pentru familia mea, ce am făcut pentru societatea în care eu mă aflu, că e școală, că e servici, că e casă și așa mai departe. Că fiecare dintre noi facem parte dintr-un grup și fiecare să ne gândim ce am făcut noi pentru acel grup. După aia să ne dăm seama că tot ceea ce primim este meritul nostru, să ne cerem scuze de la Dumnezeu pentru faptele noastre și să încercăm să îmbunătățim lucrurile în viață, dacă vrem să ne fie bine. Altfel vom trăi în caos așa cum decât ceva de ce nu trăim într-un caos continuu și oamenii nu învață nimic.
așteptăm pe Cătălin să vină cu pachetul să vă arăt exact ce mi-am comandat, ce am luat și cu asta vlogul de astăzi a fost un vlog în mașină, un vlog mai mult cum mi-a zis doamna respectivă, că eu vorbesc foarte mult. Ca să vorbești foarte mult trebuie să cunoști. Atunci când nu cunoști, taci. Omul vorbește când are informații, când poate transmite ceva, dar ca să adune acele informații, trebuie să studiezi. Trebuie din să studiezi corect. Din cărți, din experiența vieții, să fii atent la tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, să analizezi, să tragi niște concluzii. Ca să fii vlogger nu înseamnă doar să te plimbi. Fiecare își alege o nișă care o cunoaște foarte bine. Și dacă m-am apucat de canalul ăsta, n-a fost așa doar să fie ceva distractiv. Pentru că da, mi-am dorit să transmit ceva oamenilor și am niște mesaje pe care vreau zilnic să le transmit. De-aia și am creat acest canal ca să vin în fața dumneavoastră cu anumite informații. Sunt persoane care nu le acceptă și nu am așteptări să fiu acceptată de oricine, pentru că informația vine la fiecare la nivelul în care se află. Ce e, Cătăline? Așa m-am umplut de nervi. De ce? N-are rost. N-ai cu cine, oamenii sunt imbecili. Ce s-a întâmplat? Eu nu pot să găsesc cu pachetul. De ce? Nici după nume, că trebuie să-i dau eu numărul apostolist care mi-l dă ăla care îmi trimite pachetul. Ce gândești? Păi nu mi-a dat. Păi și ce trebuie să fac eu acum? Ia zi, trimite-ți înapoi pachetul omului, da? Care v-a trimis produsele. Ăla, acum untul ăla o să facă varză. Deci un... Da? Untul ăla de, cum îi zice, de cacao. Omul o să piardă și el, dar să nu-i zic la om că n-am vrut eu să iau pachetul. I-am spus să-i spuneți că voi sunteți incompetenți. Și degeaba sunteți pe lumea asta, că luați bani degeaba la oameni. Dacă voi nu sunteți capabili să faceți o livrare de pachet. Îmi vine ăla în fața porții și mă anunță, vezi că am venit. Păi stai mă, prietene. Așteaptă 5 minute să iasă omul. Păi stai, dar eu nu, da, dar eu nu sunt obligat să fiu acasă, că tu nu mai anunța că vezi că mâine îți vine pachetul. Nu, eu nu sunt obligat să fiu acasă atunci. Poate mă duc să-mi cumpăr o înghețată. Astea sunt serviciile de curierat de aici, din Grecia, deci n-are... Și încă eu dacă vin și iau pachetul de aici, eu oricum plătesc taxa de livrare a pachetului. Da, deci n-am făcut acum 16 km să venim după pachet. Să trimit înapoi, dar să-i zică că sunt incompetenți. Nu, că... să sun eu acolo. Și am mai avut problema asta și în Ionia, dacă ți-mi minte. Ți-am zis, nu mai conta de la asta. Nu mai lua de la firme care lucrează cu el, ta curier. Păi, dar nu era pe site, nu era menționat că lucrează cu el, dar era doar prețul, 5 euro costă curierul, atât. Îți dă când faci termin comanda, îți dă cu cine îți trimite. Nu, nu avea site-ul respectiv din Amazon. Înseamnă că sunt și aia serios ca și ăștia alții. Nu e adevărat, e magazinul ăla de unde luăm noi din Agia Paraschivi. A, tocmai la aia te-ai găsit. Da. Dar la aia din Galați. Aia din Galați nu fac lucruri. Fac-o. Nu fac lucruri. Asta e, n-a fost să fie. Asta este viața. Mulțumesc, dragilor, că ați avut răbdare să stați cu noi până la final. V-am pupat și ne vedem data viitoare. Pa, pa! O zi bună!